Bă, stai încet, cum o să-ți umfla, bă, frate. Bine că nu m-a văzut maică mea. Vânăt. De unde dacă se au ghiță? Aie! Cărnuțe. Păi cum, mă, când se desumflă, mă? Păi cum? Trebuie să-și ia și lui revanșa, păi cum? Ori le face la loc, no. Ori își ia revanșa. De două ori cu profesorul, să-i mai furt două scheme și gata. Eu nu mai joc, frate. Așa? De ce ți-e frică că ți-au meserie? Eu mai joc. Mă retrag în glorie. Da? Da. Ca. Deci eu dau la urmă de la zonă. Când le ascultăm perete, ăla cu picioare. Păi ăla-i peretele lor, mă. Cum vine ăla așa la noi, ăla-i peretele lor. Cu jâng. Da? Tot ăla. Da. Ce bine de ele. Cum așa, că aud și ele emisiune. Se vede bine? Bine. Cam gras, hă? Era oricum mai gras televizorul. Știu, băgăm mai și picioare. Cinci? Luci. O face de 100. Îmi dai seama că tu îl umflă pe Ștefan. Păi să nu umflă tu pe frate de la lasă. Și ele se grăbesc și noi ne grăbim. A? Zic, și fetele se grăbesc și noi vă grăbim. Ele mult prea mult. A întrebat ce, voi frică că rămâneți fără băieți sau... Da? Și ele, nu, nu! Ce? A dat la japcă ce-a prins la ei. Miță! Mai e acolo? Mai e acolo? Da, să-l pus pe loc acolo. Bă, dar tu ce ai zis, mă, că te-ai retras de acolo? Păi nu, am dreptate, nu? Păi nu. Păi dacă ea a zis că pupă vede, nu te pupă. Păi l-o pupă așa, prietenește. Dar ce mă pupă, nu-i prietenește. Voi știți? Nu, nu. Ai, i-a zis în direct acum, Eli, că ai pupat-o tu, când mi-ai zis să-i transmit atunci, știi? Cine, mă? Tu, mă, Dănuțe. Bă, cum arată Eli? A? Mamă, s-a făcut de balaunga. E mică, mă! Te-a pupat pe tine cu tărească și acum ți-a transmis și ei tu, Eli, că pupă Eli. Acum trebuie să pupă Eli cu cine te-a pupat pe tine în emisiune? Da, mă, că ți-a dat materialul ăla când am intrat eu în casă și ce am transmis la toate, știi? Aaa, e cadrat. Alta mă pupă pe mine. Cum o dai, nu-i bine, mă? E bine așa, mă, dar bine că ai obținut. Și rămâi cu a treia. Nu știu, care e a treia? Care e a treia? Păi nu știu. Cu dau neașa. Sau cu niciuna. Eu dacă n-am văzut, mă, ce să alegi? Uite, s-au putut ăștia la ochi, a văzut și pe aia. Nu-i nimica. Fără la ochi. Nici eu n-am văzut, mă, n-am făcut clipul ăsta. Ia... Hai, drag, mă, n-am văzut. Pe cine, mă? Aia înaltă, aia mai spundă, aia mai... Hai că tu nu știi cum să te dau să mai facem. Aia, acum ce să zici? Dacă faci vrăjeala. Da, da. Ce? Da. Lasă, Jeane, că nu-i chiar așa. Remorca are 4 roți, n-are 2. Before we are fans, yeah. Da? Acum să intre. Să vă torne de masă. Cum băgați lingui roiul. Da, uite ce bagă ei. Și capra, atunci a fost mișto. Și stai cu casă și numai ce... Dă pomii și ce știi cine mai crede în lumea, băi, ce a venit și ce-a zis. Păi n-ai auzit?
Dar nu cu salamă, mă, cu ruladă, nu știu. Deci noi suntem problema cu mâncare. Mâncare. Dă-i seama. Lasă-mă să ne vorbească, mă. A, normal, dar vreau să zic așa. Ca fapt divers. Care te știe, te știe cum ești. Păi da. Că mă cer pe o bucată ca așa, mă. Aia din seara aia, da. A trecut ceva, dar ar fi trebuit să... Jocurile cu de Sfântă Maria, atunci. Da, vezi, băi. Trebuia să o dea, mă, pe aia ce... Trebuia să dea, mă. Dar vezi, e bine și frumos, nu dă. Dă doar ce... zânzanie. Poate o da sâmbătă. Vinerea. A trecut ceva, ar fi trebuit. Trebuia să arate, uite, cum s-au distrat băieții de Sfântă Maria. Luni a fost. Săptămâna trecută. Tu știu ce mai întârzi așa, cred că să schimbe fetele, bănuiesc eu, nu știu. Ia dă-mă perna aia înapoi. Care o vrei? Aia. Asta? De la asta, da. Catch me if you can. Că trebuie. Eu ca să zic o poveste. Vino mă încoace, cinte-a supărat. Ești supărat că ta? E ultima melodie. Da, mă, le știi, mă. Ma, ce? Ia ce mișto stai. Bine, bun. Relaxat, da? Foarte relaxat și plin de mușchi. N-are rost să zic eu. Plin de mușchi, bine. Păi, și ce drept. Și azi puțin, că mașa aia și tu, fane. Asta? Lasă-mă, da. Până mă ridic, lasă-mă. Sus aici, mă, la gât. Mă ridică din guler ăla. Cum au făcut și cu mama? Păi, ai venit cu mama, o țin o săptămână acolo, uite, acum ai auzit de mine că vorbesc prostii, că eu ce... Eu aș face numai ideea acum. Păi știi, nu, mă, dar știu că mă deranjează. Nu, mai câtă numai, nu o surprindere mila, mai câtă ce faci. Mă știi că sunt un pic paliu, dar îți dai seama, pentru ea contează, ea suferi. Mi-a zis și nu trecut, nu știu ce a auzit și n-am mâncat, a intrat în emisiune, n-am mâncat o zi întreagă. De ce, am venit să îmbolnăvească, pentru ce? Că bagă ei, nu mai... Zi, bă, domne, ce te zis, a vorbit și acum s-a mai zis și nu mai vrut, nu, că a vorbit acum o săptămână la început. Până mă văd cu ea sâmbătă, ea deja stă stresată, un nervii la pământ. Pe ce am venit să... Da, asta am un pic, nu dă... De... Eu n-am treabă, eu sunt tare și ea știu că e tare, dar îți dai seama că e mama, suflă. Ce... Vin să o iau, să o duc la spital când ies de aici, să nu mănâncă, nu... Pentru ce? Să-i fac pe ăștia... Dar ce se întâmplă, băi, băiatul? Nu știu, dar de cum o să bagă țigara. Mi-e și frică să aprind țigara, că dacă o aprind... Să închizi balama. Ia dă o greblă aici. Dă-mi o cazmă de-aia dată. Baby. Asta le cuise, mă. Cătă? Nu, no, acum... Astea-s la comun? Mai cum. Nu. Nu? Nu, mă, la comun am luat decât fructe și mâncare, atât alea. Pe ce le cuise sunt? Nu știu. Ce e? E bine, e bine. Mă nervează la valiera asta, nu știu, o rog să-mi bag. Ula ne-a. Ce de-aia cu să mai iau? Uite-și. Cu o sare, frate, asta un pic, dacă ai atins-o, gata. Liniștea dinaintea furtunii. Pe la 5 acum cred.